Întotdeauna am fost surprinsă de modul în care Duhul lui Dumnezeu știe să aranjeze lucrurile, să le pună cap la cap și să-și facă lucrarea într-un mod extraordinar. Și asta nu e nevoie să o vedem în lucruri foarte mari, ci în lucrurile mici în amănuntele acelea a cărora noi femeile le dăm atât de multă importanță. Și vreau să vă spun că atunci când am auzit tema conferinței schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu, pentru mine a fost o provocare extraordinară. Și știți de ce? Pentru că schimbarea e pasiunea vieții mele. Mi-aduc aminte, eram copil și am fost un copil care s-a maturizat înainte de vreme. Un copil care a crescut greu. Nu datorită greutăților financiare, ci greutăților de altfel. Și știu că întotdeauna, când mi era greu, strigam, Doamne, dacă tu existi, te rog, fă asta pentru mine. Doamne, dacă tu existi, te rog, fă asta pentru mine. Erau lucruri mici. Erau lucruri care porneau din inima unui copil. Iar dacă acum privesc urma pașilor în vale, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, îl văd, el și numai pe el. Și de aceea schimbarea a devenit pasiunea vieții mele. S-a vorbit aici despre faptul că avem valoare. Și da, fiecare om are valoare. Și are o valoare extraordinară, imensă, de nemăsurat, tocmai pentru că este creația lui Dumnezeu. Și dacă n-am înțeles asta, -am, nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Și nu i-am înțeles inima lui. Aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Și nimic, absolut nimic, nu poate să facă această valoare să scadă. Absolut nimic. Niciun lucru din care l-ați face, nimic din ce ați face greșit, nimic din gafele pe care le facem, că mai facem și dintre acestea. Nimic, nimic, nimic nu va scădea valoarea dumneavoastră în ochii lui Dumnezeu. Spunea sora care a vorbit înaintea mea și să știți că întotdeauna când aud despre cineva că face misiune în țările uh, musulmane sau în alte țări în care creștinismul nu este tocmai agreat, am așa o inimă recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că pune atâta putere într-un om și a pus atâta putere și valoare în fata asta să facă așa ceva. Dar aș vrea să vă provoc în seara aceasta să ne gândim împreună la faptul că fiecare dintre noi, prin valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, putem să influențăm lumea în care trăim. La o scară mai mică. Dar știți ce este trist? Că noi întotdeauna alergăm după lucrurile mari. Alergăm după lucrurile care izbesc privirea. Alergăm și ne dorim să facem ceea ce fac alții și ni se pare măreț. Dar din nou vă spun: și am să vă demonstrez prin Cuvântul lui Dumnezeu că fiecare dintre noi. Suntem, schimba, suntem chemate să avem un impact major în lumea în care trăim, acolo în locul în care ne-a pus Dumnezeu. Fiind femei schimbate de El. Pentru că despre asta e vorba. Și s-a vorbit aici despre identitate. Dacă nu ne cunoaștem identitatea și nu știm cine suntem cu adevărat, nu vom putea niciodată să ne dorim schimbarea și să fim schimbate cu adevărat. Schimbarea în viața mea a pornit atunci când am înțeles că dincolo de ceea ce spun oamenii despre mine, dincolo de ceea ce cred oamenii despre mine, tatăl meu îmi spunea, nu ești bună de nimic. Și asta m-a marcat foarte multă vreme. M-am confruntat cu dezaprobarea oamenilor, cu clevetire, cu defăimare. Și m-am simțit un om fără valoare. Dar schimbarea în viața mea a început atunci când am înțeles că am valoare în ochii lui Dumnezeu. Și de atunci nu a mai contat ceea ce au spus oamenii despre mine, ci a contat doar ceea ce Dumnezeu spune despre mine. Și v-am spus lucrul acesta ca să înțelegeți pasiunea mea pentru schimbare. Schimbarea nu place. E o idee care nu place. Și cu atât mai mult nu place lumii în care trăim. Pentru că nu-i așa e promovată ideea e ok așa cum ești, fi cât mai năbădăios, fi cât mai cool, orice este permis și așa mai departe. Ideea de schimbare nu place. Și de multe ori, dragele mele, ideea de schimbare nu ne place nouă. Și știți de ce? Pentru că în primul rând aduce în minte gândul acesta că ceva nu e în regulă. Adică ce trebuie să schimb pentru că ceva nu e în regulă în viața mea. Apoi, ideea de schimbare îmi aduce în minte gândul că ceva ar trebui înlocuit, că la ceva trebuie să renunț. Și nu e așa, când ne gândim la schimbare, ne simțim amenințate, pentru că ne place mult în zona noastră de confort. Schimbarea de cele mai multe ori ce aduce? Un disconfort extraordinar. Schimbarea ne scoate din rutină, schimbarea ne scoate din obișnuință, ne dă peste cap, ne încurcă viața de multe ori, schimbarea, și ne mută din zona noastră de confort într-o zonă de disconfort. Dar haideți să fim sincere. Când? S-au întâmplat lucrurile extraordinare în viața noastră și când am simțit că trăim cu adevărat. Atunci, când a venit criza, și-a trebuit să schimbăm câte ceva. Spune Cuvântului Dumnezeu că cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Cu schimbarea asta nu e așa simplu, și eu am să vă spun câteva lucruri ca una care am venit din afară, pentru că n-am trăit într-o familie de oameni credincioși. Părinții mei mergeau la biserică doar la nunți, se declarau ortodoxi, convinși, dar mergeau doar la nunți, doar când cununau, doar când botezau, nu mergeau nici măcar la Paște, la Crăciun și doar dacă insista prea mult părintele îl primeau. Eu n-am auzit prea multe despre Dumnezeu în familia mea. Ei bine, m-am întors la Dumnezeu când eram tânără, și mă gândeam, oamenii ăștia din biserică sunt sfinți, oamenii ăștia sunt perfecți și aveam așa de multe așteptări de la ei. Și au început propriile mele experiențe. Îmi doream să fiu și eu perfectă ca oamenii ăștia, îmi doream și eu să fiu sfântă ca oamenii ăștia, îmi doream și eu să mă schimb ca să fiu așa cum trebuie să fiu, în Biserica lui Dumnezeu. Numai că, și sunt sigură, dumneavoastră fiecare vă regăsiți în ceea ce spun eu acum. Toate lucrurile sunt noi. Numai că oricât aș fi făcut, lucrurile astea nu mai reușeau să se înnoiască. Și oricât m-aș fi străduit, existau obiceiuri și existau năravuri care nu vroiau să dispar. Și depuneam toate eforturile. Problema era că mi-asumam singură lupta. Erau lucruri pe care nu le știam. Și eu cred că noi de multe ori uităm lucrul acesta. Ne asumăm singure lupta și uităm că nu ne aparține doar decizia de a dori să fim mai bune, și perseverența în a urmări schimbarea, iar puterea vine din altă parte. Unii se încăpățânează să ducă ei înșiși lupta. Și, din păcate, atunci când nu reușești, te simți înfrânt. E un alt lucru care se întâmplă și sunt sigură, vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Te simți înfrânt și neadecvat. Cu trupul lui Hristos, cu Biserica. Și încep să cosmetizezi, nu-i așa? Încep să cosmetizezi. Și te simți și mai neadecvată. Și te simți duplicitară. Și ar fi ok, pentru că duplicitatea e un mod de viață al lumii în care trăim. N-ar fi nicio problemă. Numai că tu faci parte din Biserica lui Dumnezeu. Și toate astea aduc noi frământări și aduc noi probleme în viața ta. Nu-i așa că poporul român e un popor înțelept. Are multe ziceri înțelepte care sunt izvorâte dintr-o experiență de viață. Și una dintre ele este Dumnezeu îți dă, dar nu-ți spune în traistă. Mai este un lucru care se întâmplă. Și știu că vă regăsiți multe dintre dumneavoastră, și aici. Ne place așa de mult să știm că suntem iertate, că am primit iertarea de la Dumnezeu atunci când am crezut în Fiul Său și ne-am cerut iertare. Numai că nu ne place să mergem dincolo de iertare, să acceptăm și faptul că trebuie să fim transformate. Și, dragele mele, iertare fără transformare. Înseamnă să ne înșelăm singure. Pentru că ne spune tot Cuvântul lui Dumnezeu să urmărim sfințirea și ne spune multe lucruri legate de aceasta. Numai că noi așteptăm și spune tot Cuvântul lui Dumnezeu, ne rătăcim pentru că nu citim scripturile. M-a marcat foarte mult un cuvânt și tot ceea ce vă spun eu astăzi este din ceea ce m-a marcat și m-a surprins și a lucrat în viața mea din cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Timotei, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și iată aici avem o bază și o confirmare a faptului că Transformarea trebuie să facă parte din viața noastră. Să învețe, să mustre, adică ce nu-i bun. Chiar dacă mie nu-mi convine faptul că schimbarea îmi spune că ceva nu-i în regulă, să mustre, să îndrepte. Ce înseamnă să îndrepte? Înseamnă să schimb ceva ce nu-i bun cu altceva care ar trebui să fie mai bun. Avem în cuvântul acesta suport pentru ideea de schimbare, de transformare. Să învețe, să mustre, să îndrepte și extraordinar să dea înțelepciune. Să dea înțelepciune pentru ca să fim destoinice, desăfârșite și destoinice pentru orice lucrare bună. Adică în cuvântul acesta ne spune și despre faptele acelea bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele. Dar numai după ce ne-a învățat, ne-a îndreptat, ne-a mustrat, putem să fim și destoinice. Noi am vrea să facem multe lucruri pentru că așa e în trend. Eu am să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră, fie că o să mai zâmbiți pe parcursul conferinței, fie că nu, dar o să fiu foarte sinceră și foarte deschisă. E în trend Slujirea. Haideți să slujim, să facem cu tare, să facem cu tare, să fim implicate, să nu avem timp nici să respirăm. Haideți să facem, să facem, să facem. Numai că problema este că am uitat că înainte de a face, trebuie să fim calificate pentru acel ceva pe care îl facem. Și asta înseamnă timp, înseamnă schimbare. Înseamnă transformare, înseamnă modelare, înseamnă să ne doară. Știți de ce nu ne mai place schimbarea nouă? Pentru că de cele mai multe ori, criza care aduce schimbarea și schimbarea în sine, înseamnă durere, înseamnă suferință, înseamnă agonie de multe ori. Și nu ne dorim așa ceva. Vine un necas peste noi, vine o durere și ne plângem. Și să știți, m-a binecuvântat Dumnezeu în viață cu oameni extraordinari de la care am avut ce să învăț, iar unul dintre ei a fost fratele Ionel Pleșa. Și Dumnealui îmi spunea așa la un moment dat: Știi, Dumnezeu ne trece prin încercări. Noi trebuie să învățăm câte ceva din fiecare încercare. Dar noi ce facem? Doamne, ce mă doare! Oh, dar nu mai pot! Și trece perioada de încercare, dar Dumnezeu știți ce spune? Merge înapoi. Iau de la capăt. Și știți de ce? Pentru că n-am vrut să învățăm. Și urăm de la capăt. Și iar ne plângem, spunea fratele Pleșa. Iar ne plângem. Doamne, dar mă doare, dar de ce mie, dar de ce mi se întâmplă așa ceva? Și știți ce? De câte ori facem lucrul acesta, am ratat șansa. De a învăța încă ceva cu Dumnezeu, de a crește încă o treaptă, de a face încă un pas în devenirea noastră. Pentru că, dragele mele, Dumnezeu nu ne-a chemat doar ca să ne ierte, Dumnezeu ne-a chemat să fim femei transformate cu un impact extraordinar în lumea în care trăim. Și oricât ne-ar costa, oricât ar fi de greu, acesta trebuie să fie scopul vieții noastre. Dar iarăși spun, nu oricum. Era, când m-am întors eu la Dumnezeu, era un frate și nu înțelegeam atunci. Vorbea în biserică de multe ori și pronunța niște cuvinte. Pocăința ca un lucru de apucat. Să nu luăm pocăința ca un lucru de apucat. Iată că au trecut ani și eu am înțeles ce înseamnă să iei pocăința ca un lucru de apucat. Înseamnă să crezi doar că pocăința înseamnă doar că ai fost iertat și tu te-ai culcat pe o ureche, Aștept să ajungi în cer și atât. Nu. Dacă ar fi numai atât, ar fi foarte simplu, nu-i așa? Am spus eu, schimbarea este har și responsabilitate. Roman 17 cu 18 este textul în care Apostolul Pavel devine atât de transparent și atât de vulnerabil încât mi se pare incredibil. Știți cu toate textul, pentru că nu am timp, nu-l mai citesc. Dar Pavel acolo spune așa, am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. În mintea mea știu, dar nu pot. Omului din lăuntru îi place legea lui Dumnezeu, dar firea, trupul meu, luptă împotriva legii lui Dumnezeu. Cum, Pavel, să spun așa ceva? Păi noi n-am spune veci, nu? Apropo de ce spuneam, de cosmetizare, de măști, că așa se întâmplă. Pavel să spună așa ceva? Iată că el, Pavel, apostolul chemat al lui Dumnezeu, spune lucrurile acestea. Noi suntem chemate să fim atât de deschise și vulnerabile. Dar, în primul rând, față de Dumnezeu. Să știți că, până n-am fost deschisă și vulnerabilă în fața lui Dumnezeu, n-a fost posibilă schimbarea în viața mea. Până nu vom fi deschise și vulnerabile înaintea lui, nu vom fi femei schimbate. Nu că el n-ar ști cum suntem, nu că el n-ar ști, pentru că el știe tot, dar el are nevoie să recunoaștem în fața Lui care este suveranul stăpânul vieților noastre și faptul că ai recunoscut eliberează energiile lucrătoare ale Lui Dumnezeu. Spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. E aici o condiționare. Numai ca iarăși spun, ne rătăcim de multe ori pentru că nu citim scripturile. Și eu aș vrea în momentul acesta, să vă puneți în minte un lucru, să învățați versetul acesta și să vi-l repetați mereu și mereu. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte. Liga spune să-l spunem împreună. Haideți să-l spunem. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ligia zice 2 Timotei 3, 16 și 17. Da, Scriptura nu trebuie să stea pe rafturi. Noi vrem să fim femei care să schimbe lumea și Dumnezeu vrea lucrul acesta de la noi. Și nu trebuie, dragele mele, să plecăm în India, iar o chemare specială pentru asta. Și sunt femei care au chemări speciale pentru asta. Nu trebuie să ne dorim noi să avem chemare altora. Fiecare dintre noi are o chemare specială în locul în care este. Și fiecare a Dumnezeu îi dă oportunități extraordinare pe care dacă este atentă, știe să le prindă doar să fim atente. Acum, Pavel nu se oprește aici. Mai spune un cuvânt care ni se pare incredibil să-l auzim din gura lui. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar ne dă și soluția. Ne dă și soluția, care este o resursă extraordinară și face parte din ceea ce eu am numit Har. Este o resursă extraordinară. El dă soluția și spune așa: Este important să știu, parafrazez eu ce spune Pavel acolo, este important să știu, să pun în minte faptul că Hristos a înfrânt, a osândit păcatul din firea pământească. Asta a făcut El pentru mine. Și asta se numește har. Dar ce fac eu? Ar trebui să fac ceva? Mulți dintre noi, mulți dintre creștini, și vă rog să mă scuzați că spun lucrul acesta, mulți dintre creștinii evangelici și o spun iarăși ca un om care am venit din afară, mulți dintre creștinii evangelici spun e suficient. Și nu doar dintre cei evangelici. Pavel spune, harul lui Dumnezeu mi este de ajuns, dar vedeți contextul. Har înseamnă că Dumnezeu mi-a dat ceva, înseamnă o resursă, când avem o resursă, trebuie să facem ceva cu ea sau o punem acolo, la naftalină. S-a vorbit despre identitate, despre cine suntem, e resursă. Tot ce suntem și tot ce avem este har, dar trebuie să știm ce să facem cu ce suntem și cu ce avem. Tot aici spune Pavel în continuare ce trebuie să facem noi. Și știți, a fost o revelație extraordinară pentru mine când Dumnezeu mi-a descoperit faptul că El are partea Lui, care e har, și eu am partea mea, care e responsabilitate. Adică am și eu de făcut ceva. Nu-i suficient să beneficiez. E ca și cum cineva ți-ar da daruri în fiecare zi. Și e grozav, nu? Mie mi-ar plăcea, cred că v-ar plăcea și dumneavoastră. Să primiți daruri în fiecare zi, să trăiți cu darurile acelea. Păi, cam așa este. Ne dă Dumnezeu daruri în fiecare zi, e atât de bun și noi rămânem la faza asta. Dar ce fac eu cu darurile astea? Noi trebuie să trăim nu prin propriile forțe. Da, trebuie să ne asumăm lupta. Viața de fiecare zi e o luptă. Trebuie să luptăm cu ceea ce nu-i bun în noi. Să ne dorim să schimbăm. Să ne dorim să fim așa cum ne vrea Dumnezeu. Decizia e a noastră. Dar puterea de schimbare vine de la Dumnezeu. Și spune așa, Pavel, acolo, că trebuie să trăim după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii pământești, după ceea ce ne îndeamnă trupul acesta al nostru, poftele noastre, ochii noștri și așa mai departe. Ei bine, când noi auzim expresia după îndemnurile Duhului, când auzim Duhului Dumnezeu, ne gândim mai ales cele care n-am reușit să ajungem la finețea de a discerne șoapta Duhului și a ajunge la relația aceea cu Dumnezeu când să înțelegem Duhului Dumnezeu, ne gândim, mai o fi așa ceva ne sperie, nu? N-ați trecut și prin faza asta. Ne sperie și ne sperie ce nu înțelegem. Dar este așa de simplu. Avem o viață materială și avem o viață spirituală. Iar legătura cu noastră cu Dumnezeu e în partea cea spirituală a vieții noastre. Noi nu suntem doar trup, nu suntem doar suflet, suntem Duh. Și Scriptura spune de multe ori despre Duhul omului, Duhul nostru. La nivelul Duhului meu, conectat cu Duhul lui Dumnezeu, în lumea spirituală se creează legătura dintre mine, și Dumnezeu. Vedeți, lucrurile nu sunt de speriat și nu sunt așa de simple, nu sunt așa de grele cum ne închipuim noi. Întotdeauna mi-a plăcut faptul că Domnul Isus a predicat simplu pe înțelesul tuturor și folosind pilde care se regăseau, și regăseau, cum să spun, corespondent în viața practică de fiecare zi a oamenilor. Orice om simplu putea să înțeleagă ușor ceea ce spunea el. Nu așa ne place să complicăm lucrurile. Așa ne place de multe ori să le complicăm. Și poate nu ne place, dar nu știu de ce am devenit așa niște oameni care lucruri simple, simple, pe care Dumnezeu le-a adus simplu în lumea în care trăim, noi vrem să le complicăm atât de mult. Nu trebuie să ne temem. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la o viață spirituală. La asta ne-a chemat El, când ne-a iertat și ne-a pus în familia lui, la o viață spirituală. Și atunci când îmi fac timp pentru Sufletul meu, când îmi fac timp ca Duhul meu să intre în conexiune cu Dumnezeu, trăiesc cu adevărat în lumea spirituală. Și atunci încep să înțeleg ceva din Dumnezeu. Acum n-aș vrea să vă simțiți descurajate. Poate v-ați regăsit în câteva lucruri pe care le-am spus eu aici. Îmi pare rău, dar eu nu pot să fiu altfel decât sinceră, deschisă, vulnerabilă și să spun lucrurilor pe nume. Și când e vorba de mine, la fel le spun pe nume. Pentru că știu că asta este singura cale prin care eu pot găsi aprobarea lui Dumnezeu și pot fi binecuvântată de El. Spuneam pentru cele care poate se simt descurajate sau au trecut prin anumite situații, unde au încercat, prin propriile forțe, să fie schimbate, să câștige aprobarea lui Dumnezeu. Există un psalm care, iarăși vă spun, a marcat o perioadă în viața mea și este vorba despre psalmul 32. Psalmul ăsta conține și partea mea, responsabilitatea mea și conține o mare parte din ceea ce se cheamă Harul lui Dumnezeu într-o promisiune extraordinară. Și ascultați, acolo spune psalmistul despre nemărturisirea păcatului, ce se întâmplă, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dar ți-am mărturisit vina păcatului meu, te spune ce a făcut, care au fost faptele, ce s-a întâmplat, ce a făcut și ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și un lucru extraordinar, care mie mi-a marcat viața la un moment dat și mi-a dat aripi. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și atunci știți cum? De jos, de unde eram, ca un arc, parcă sufletul meu s-a ridicat. Și am zis, Doamne, este extraordinar ca însuși Dumnezeu să mă învețe, însuși Dumnezeu să îmi arate calea, însuși El să mă sfătuiască și să aibă privirea îndreptată asupra mea. Și atunci am spus așa, dacă asta e promisiunea lui Dumnezeu, 100% e adevărată. Și dacă promisiunea asta e adevărată, înseamnă că, în felul acesta, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că o altă problemă noastră, știți care este? Sunt anumite pasaje în Scriptură care nouă ne plac, ne marchează la un moment dat. Le scoatem de acolo și le folosim ca lozinci să mă scuzați dacă vă supăr, dar una din lozincele noastre de multe ori este pot totul în Hristos care mă întărește. O luăm de acolo și o proclamăm, dar de fapt nu putem. De fapt nu putem. Știți ce spune Pavel acolo? Nu ne mai facem timp să citim ce spune el până acolo. Pot totul în Hristos care mă întărește pentru că m-am deprins cu anumite lucruri. Iar deprinderea înseamnă exercițiu, nu e așa? Și noi putem spune astăzi aici deprinderea înseamnă schimbare. Iar schimbarea, dragele mele, nu se produce așa. Schimbarea înseamnă proces, schimbarea înseamnă timp, schimbarea înseamnă să te doară, schimbarea înseamnă să suferi. Pentru că e o lozincă ce circulă în lumea asta, că nimic din ce nu te doare, n-are valoare, dar are un mare adevăr în ea. Are un mare adevăr. Eu însă mi-am trecut prin agonie de multe ori. Schimbarea aduce agonie în viața noastră. Criza aduce agonie. Și agonia știți de unde vine? Pentru că ținem prea mult la noi înșine. Ținem prea mult la ceea ce suntem. Parcă am muncit așa de mult să fim ceea ce suntem astăzi. Dar ne oprim aici. Dumnezeu nu vrea să ne oprim aici. Dumnezeu vrea să fim mai mult. Să devenim mai mult. Asta înseamnă transformare. Înseamnă devenire. Înseamnă fiecare zi din viața mea să fie o treaptă urcată tot mai sus pe treptele de săvârșirii. Acum să nu vă închipuiți că vom fi luna viitoare de săvârșite. Nu, niciodată pe pământul acesta. Vom ajunge de săvârșite acolo sus în cer cu Dumnezeu. Dar urmărim noi de săvârșirea. Ne dorim asta. Vă spuneam, pentru mine schimbarea este o pasiune. Vreau să vă provoc în seara aceasta. Să faceți din schimbare, din transformare o pasiune. Faceți pasiunea vieții voastre. Dar nu pentru voi, ci pentru cei din jur, Spunea cineva aici că noi trebuie să fim sare. Da? Și mă gândeam ce înseamnă să fii sare. Sare dă gust. Înseamnă să dai gust. Dar sarea și vindecă. Și nu doar atât. Sarea este cea care conservă. Și am început cu gândul la valoare. Și a fost extraordinar când femeile astea au cântat Am valoare în ochii lui Dumnezeu. Și vă spuneam, fiecare avem. Dar noi trebuie să fim femei în lumea aceasta care să dăm gust prin modul valoros în care știm să trăim, prin valoarea pe care o avem în viața noastră. Noi de multe ori, și iarăși o să fiu deschisă cu dumneavoastră, ne place să strigăm, eu sunt o femeie pocăită, eu nu merg cu voi la aceleași și așa mai departe. Știți la ce mă refer. Dar mai mult decât ceea ce spunem noi, strigă ceea ce facem. Iar ceea ce facem vine din ceea ce suntem. Ceea ce suntem vine din ceea ce am pus în mintea noastră. Și uite că ajungem la alt pas al schimbării. Este foarte important și spune cuvântul lui Dumnezeu să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, de săvârșită lui Dumnezeu. Să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Eu m-am tot întrebat de-a lungul anilor ce cu înnoirea asta a minții, ce înseamnă. M-am tot întrebat, mi s-a părut că am înțeles, n-am fost mulțumită, iarăși m-am întrebat, ce înseamnă înnoirea minții? Și la un moment dat, făcând parte dintr-un grup de femei, pentru că așa îmi plăcea mie să merg să mă întâlnesc cu femeile, chiar dacă unii spuneau că femeile n-ar trebui să se întâlnească, femeile n-ar trebui, n-ar trebui, n-ar trebui, dar, dragele mele, o schimbare extraordinară s-a produs în viața mea și atunci când am avut părtășie în grupele de femei și vă încurajez să faceți lucrul acesta înnoirea minții. E important ce punem în minte. Mai ales noi, femeile, suntem așa de receptive. Parcă vrem să ne umple mintea cu cât mai multe informații, să aflăm cât mai multe lucruri, să știm cât mai multe și la și de astea ne întâlnim. E o realitate. Ne plac. Acum e modern să spunem, ne întâlnim la o cafea. E bună cafeaua, eu sunt o cafenjoaică declarată. Îmi place cafeaua. Numai că e foarte important cu ce ne umple mintea la cafea aceea, știți? Și mi-a plăcut o declarație pe care am auzit-o într-o grupă de femei: Mintea mea nu va fi un coș de gunoi. Și din momentul acela am fost foarte atentă ce primesc în mintea mea. Pentru că am conștientizat că ceea ce pun în minte determină ceea ce fac și să nu spuneți că nu e așa. Ceea ce plimb prin minte determină ceea ce fac. Dacă am ascultat ceva despre cutare, o dar nu m-a afectat, spunem noi. Dar te trezești că te întâlnești cu cutare parcă nu mai ai atitudinea pe care o aveai cândva. De ce? Pentru că ai pus un gunoi în mintea ta. Da, mintea este foarte importantă, însă nu e suficient să noiești mintea, să pui în minte, pentru că putem să avem mintea plină de informații, nu? Putem să avem o minte care să nu mai încapă de informații și de cunoștință. Dar nu e suficient. Trebuie să facem ceva cu ceea ce avem în minte, să facem un pas mai departe. Dumnezeu ne-a dat minte ca să discernem toate lucrurile. Și Dumnezeu ne-a dat minte, suflet și duh ca să-L percepem pe El și să-L cunoaștem pe El în toată plinătatea Lui. Și atunci când îl cunoaștem pe El, ne vom dori să fim ca El. Iar cunoaștere nu înseamnă să știi ceva despre. Cunoaștere e o noțiune extrem de profundă. Poți să spui despre un om, e o cunoștință, sau poți po să spui despre un om, îl cunosc. Adică îi știu obiceiurile, îi știu plusurile, îi știu minusurile, îi cunosc caracterul. Și pen tocmai pentru că îi cunosc caracterul și îl știu așa cum este, pot să am încredere în el. Asta înseamnă să cunoști. Îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Îi cunoaștem caracterul? Știm cum gândește, știm ce ar face, știm cum ar acționa, știm toate lucrurile astea. Dar cum le putem afla? Tot din Biblia aceea care săraca de ea de multe ori stă prăfuită pe raft. Și eu vă întreb, dacă noi suntem femei chemate să avem un impact major în lumea în care trăim, vă pun o întrebare pe care o pune Scriptura. Poate un orb să călăuzească alt orb? Sau pot să trăiesc eu principiile Scripturii și principiile lui Dumnezeu când nu le cunosc? Pot să trăiesc ce nu cunosc? Pot să fiu omul care trebuie să fiu dacă nu știu ceea ce se cere de la mine? Nu. Ne înșelăm singure. De multe ori ne înșelăm singure și iarăși vă spun, ne rătăcim pentru că nu citim scripturile. Există așa, v-ați gândit vreodată de ce există așa o aversiune a oamenilor din jur pentru scripturi? E o lucrare extraordinară a celui rău. Am întâlnit oameni pregătiți, oameni deștepți, oameni extraordinari, oameni buni, dar care spun nu citesc Biblia. N-am să o citesc niciodată. E plictisitoare. E așa, e așa. Nu o citesc. De ce? Pentru că cineva știe că atunci când pui mâna pe Biblie, încep să-ți se deschidă ochii. Încep să vezi alt sistem de valori. Încep să înțelegi. Un Dumnezeu și să cunoști un Dumnezeu despre care știai ceva despre. Ei bine, acum începi să-l cunoști, începe să-ți se reveleze. Și nu e în planul și pe placul acelui cuiva care vrea să stăpânească lumea aceasta să se întâmple asta. Și culmea e că și noi ne lăsăm înșelate în felul acesta. Nu pot să fie o femeie schimbată, o femeie care să se dezvolte, o femeie care să evolueze, o femeie care să devină, o femeie care să aibă impact în zona în care a așezat-o Dumnezeu, decât cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând valorile Scripturii și ceea ce El cere de la tine. Trăim într-o lume nebună. Și așa este. E o lume nebună. Valori nu mai există. Se spune valoare la ceea ce de fapt e, nici măcar nu-i pot spune non-valoare. Ce se întâmplă azi în lume nu e doar o simplă negare a valorii. E mizerie. S-a înlocuit valoarea cu gunoi. Ei bine, în lumea asta, noi suntem chemate să promovăm valorile. Dar iarăși vă spun, vom putea promova valoarea doar atunci când valoarea va exista în noi. Și avem resurse, avem har, dragele mele, ca să facem lucrul acesta. Și vă mai dau un text care a impactat extraordinar viața mea și m-a motivat să-mi doresc schimbare, transformare, devenire și o lucrare din partea lui Dumnezeu prin care să am impact în lumea în care trăiesc. Este vorba despre textul din 2 Petru 1. Și vă rog să-mi dați voi aici să deschid pentru că e foarte important. 2 Petru capitolul 1 spune așa: Dumnezeiasca lui puterea ne-a dăruit tot, în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Ce înseamnă tot? Mai trebuie să mai adaug ceva? Mai trebuie să mai iau ceva? Acum s-ar putea, când înțeleg textul ăsta, să nu-mi să nu dau seama, să nu pot să palpez, că noi vrem palpabil, da? Să nu pot să palpez ce tot ăsta. Dar știți ce pot să fac? Doamne, ajută-mă să înțeleg ce înseamnă acest tot. Și în același timp să pun în mintea mea adevărul ăsta. Că am tot. Și fiți atente, ni s-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Aha! Deci eu am o resursă. Ar trebui să știu cum și ce să fac cu viața mea și în viața mea. Da? Și ar trebui să știu cum să trăiesc evlavios în viața aceasta. Am o resursă. Ăsta e har. Și uitați ce spune mai departe Petru aici, după ce mai spune alte lucrurile, alte lucruri, de aceea, pentru că, ce înseamnă de aceea? Vine ca o continuare, pentru că avem tot în ce privește viața și evlavia, pentru că avem făgăduințele nespus de Marea Lui Dumnezeu, care sunt o resursă, care ne susține, dați-vă și voi toate silințele. Ca să uniți cu credința voastră fapta, cu, cu, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Aha! Adică trebuie să-mi dau toate silințele. Să nu fiu mulțumită că sunt iertată, că sunt iubită, că Dumnezeu mă binecuvintează în fiecare zi, că sunt răsfățată, că sunt prințesă, da? Pentru că ne place când ni se spune așa ceva, că suntem prințesele Prințului Hristos, da? Ne place. Dar nu-i suficient să ne placă. Trebuie să și facem ceva. Dați-vă și voi toate silințele, adică nu oricum. Nu oricum. Încerc astăzi, o săptămână iau pauză, mai încerc într-o zi, mai iau pauză doi ani. Dragile mele, vreau să vă spun un lucru. Când am împlinit 40 de ani, și acum am mult peste 40 de ani, nu vă spui cât, dar cert este că în momentul în care am împlinit 40 de ani, s-a întâmplat ceva în viața mea. Am stat și m-am gândit în ziua aceea și știți unde eram la un seminar pentru femei la Valea Drăganului. M-am închis în camera mea și m-am gândit așa, oare cât mai am de trăit? Oare cât? Mama mea a fost bolnavă, a murit la 64 de ani, nu avea un rid. Era o femeie frumoasă, o femeie valoroasă. Dacă mor și eu peste 24 de ani, 24 de ani e foarte puțin. Vreau să vă spun că anul acesta am plinesc 26 de ani de căsnicie. Și nici nu știu când au trecut. Am o fetiță măritată, un băiat care a împlinit 25 de ani și o fetiță care e studentă în anul întâi. Cuibul se cam golește. Anii trec. Nici nu știu când au trecut cei 26 de ani. E mult, 24 de ani? E foarte puțin. Când eu am împlinit 40 de ani, știți la ce m-am gândit? E foarte scurtă viața. Și mi-am făcut o promisiune: timpul meu de acum încolo să-l investesc în lucrurile care merită cu adevărat. Și crezul meu este că adevărata investiție care contează și cu care voi putea merge în cer înaintea lui Dumnezeu este investiția în oameni. Și știu că atunci când spun aceasta e un lucru după inima lui Dumnezeu. Cea mai mare investiție pe care a făcut-o Dumnezeu a făcut-o în oameni. Și știu că dacă eu fac investiția asta în fiecare zi, n-am să greșesc. Acum înțelegeți? Indiferent ce fac oamenii, nu contează indiferent ce spun oamenii, nu contează. Atâta timp cât îți dorești să fii o femeie după inima lui Dumnezeu, o femeie schimbată, modelată, care deschide Scriptura și spune, Doamne, ce vrei să mai vorbești? Ce mai am de schimbat? Ce mai este de cizelat? Ce mai este de scos? Ce mai este de adăugat? dacă deschizi Scriptura cu inima asta și dacă vin rugăciune cu vorbele astea, și noi în rugăciune, Doamne, dă-mi, Doamne, pămi, Doamne, așa sunt de, așa îmi lipsește, așa. Câte dintre noi vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să-mi spui în momentele astea, ce mai este ascuns în inima mea și nu-i după voia ta? Ce mai trebuie schimbat în viața mea și eu nu-mi dau seama? Ce trebuie să mai devină astăzi, Doamne? Care este pasul pe care trebuie să-l mai fac astăzi, Doamne? Ce trebuie să mai învăț astăzi? Și dacă îi treceți prin încercări și acelea sunt trepte spre devenire și eu cred că multe dintre dumneavoastră ați înțeles lucrul acesta. Am trecut prin multe încercări, și m-a durut inima de multe ori și am trecut prin suferințe. Dar a contat foarte mult atitudinea pe care am avut-o. La un moment dat fiul meu a avut accident de mașină și mergeam cu mașina de la Suceava la Târgu Mureș și nu știam ce va fi, pentru că atât mi-au spus medicii. Nu mișcă picioarele. Are traumatism de coloană și nu mișcă picioarele. Și atunci am învățat o lecție extraordinară. Care mă ajută ori de câte ori trec prin încercări. Întotdeauna am spus, cred în Dumnezeu și mă bazez pe El. Și atunci a venit momentul când credința mea a trebuit să devină practică, dacă vreți. Și să nu vă fie rușine, să nu vă fie teamă, să lăsați sentimentele să se lupte în inima voastră, că e normal să simțim așa și Dumnezeu știe. Și era așa un la sentimentelor în inima mea, și așa o o durere. Și voi sunteți mame, mă înțelegeți. Și atâtea gânduri se luptau în mintea mea, și strigam în mintea mea pentru că soțul meu conducea și nu puteam să strig de adevăratele. Pentru că și el, săracul, abia putea conduce. Și în inima mea striga și în mintea mea, Doamne, nu vreau copilul ăsta într-un cărucior, te rog frumos, Doamne, pentru că la asta mă gândea. Și a fost o zbatere și o frământare de, eu știu, 100 și ceva de kilometri în mersul cu mașina. Și la un moment dat, stând așa de vorbă cu mine însă -mi și cu Dumnezeu, am avut așa ca o revelație și am zis ce fățarnică sunt. Adică eu cred. Adică, Doamne, dacă eu am ales să cred că Tu ești cu mine și ești Dumnezeu în zilele când îmi este bine. Ce credință e aceea care nu alege să creadă că tu ești Dumnezeu și știi ce e bine și în zilele când nu-i bine aparent pentru mine? Și ce bine puteam să văd în faptul că avusese copilul meu un accident de mașină, avea traumatism de coloană și nu mișca picioarele. Și atunci pe loc am declarat și am spus, Doamne, dacă eu am ales să cred că tu ești Dumnezeu, care știi totul și poți totul în zilele când mi-a fost bine, aleg acum să cred că ești Dumnezeu, care știi și poți totul în ziua, în ziua asta când mi-este greu. Și dacă, Doamne, copilul ăsta va fi în cărucior, este pentru că tu știi ce este mai bine. Pentru că tu ești suveran și ești Dumnezeu. Și oricât am încercat eu să-l opresc, el nu a vrut să asculte și să nu meargă cu mașina acolo unde avea de mers. A zis, Doamne, Tu ești suveran, eu nu pot să fac nimic. Și în clipa aceea, și ce am experimentat? Pacea care întrece orice pricepere. Citim despre pacea care întrece orice pricepere, dar să o experimentăm este extraordinar. Creștem trepte, trepte, trepte. Și Dumnezeu ne dă în fiecare zi oportunități să creștem, să ne transformăm, să ne schimbăm, să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Știm să prindem oportunitățile. Dacă există un lucru pe care mi-l doresc cel mai mult în viața mea, este ca Duhul lui Dumnezeu să fie mereu peste mine. Să mă învețe, să mă sfătuiască, să mă călăuzească, să facă din mine omul care trebuie să fiu. Și știți de ce? Viața e scurtă, vă spuneam. Nu știu când am să ajung la capăt, dar există un lucru pe care nu mi-l doresc și cred că nu vi-l doriți niciuna dintre dumneavoastră. N-aș vrea să ajung la capătul vieții mele, să îmi desfășoare Dumnezeu filmul vieții în fața mea și să-mi spună, uite ce ai fi putut să fii. E bună iertare. Dar nu mergem în cer doar iertate. Mi-a plăcut un lucru care iarăși m-a marcat, pe care îl spunea fratele Iosif Țon. Vorbea despre Sfânta Trăime și despre faptul că noi va trebui să stăm la dreapta lui Dumnezeu. Este promisiunea pe care ne-o face. Și spunea fratele Zon, cum ai să te potrivești acolo, Sfintei Trăim, la dreapta lui Dumnezeu, așa cum ești tu astăzi? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Dar dați-vă și voi toate silințele. Și am spus, toate silințele pentru ce? De ce ne spune să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, cu evravia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni? Și fiți atente ce lucru extraordinar spune aici. Căci, dacă aveți din belșug, deci rețineți nu oricum, din belșug și mergeți cu gândul la viața din belșug la care suntem chemate. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să viți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Nici leneș, nici neroditori. Și un lucru foarte important pe care îl spune mai departe. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și ne spune și care e partea noastră. Mai putem noi să spunem că nu știm, că nu știm cum, că nu avem resurse, că... Pă, mai avem scuze? Nu avem Uitați ce spune mai departe. De aceea, fraților, asta e partea noastră, da? Asta e responsabilitate. Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Nu veți să pare extraordinar? Cum adică să nu alunec niciodată, dar este imposibil. Este imposibil zicem noi. Dar niciun cuvânt al Scripturii nu minte. Dacă accept partea lui Dumnezeu ceea ce a făcut El pentru mine, dacă stau în promisiunile Lui și dacă îmi fac partea mea, da? Nu voi aluneca niciodată. Și un lucru foarte important. În felul acesta vi se va da din belșug, intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu în felul în care ne închipuim noi. Nu. Și iarăși, în momentul în care am resursele, caut să beneficiez, să le înțeleg și să beneficiez de ele în toate modurile. Am resursele. Dumnezeu își face partea lui 100%. Îmi fac eu partea mea 100%. Adică atunci când harul și responsabilitatea lucrează în mână în mână, ca să mă exprim foarte simplu, doar în condițiile astea nu voi aluneca, nu voi fi leneș și neroditor și doar așa voi avea intrare în împărăția lui Dumnezeu. Adică spun eu, doar așa Sfințită, schimbată, transformată, modelată, cu inima ferfeniță uneori. Da? Cu viața ferfeniță uneori. Dar voi avea intrare în mod sigur în împărăția lui Dumnezeu. Doar așa. Știu că ne-ar plăcea să avem rețetele noastre. Știu că noi am vrea să-l coborâm pe Dumnezeul prea înalt la nivelul nostru de înțelegere. Știu că noi am un Dumnezeu palpabil, un Dumnezeu care să fie acolo când îl chemăm, când avem nevoie de el. Știu că noi am vrea un Dumnezeu așa cum ne-l închipuim noi. Dar știți de ce nu experimentăm puterea lui în viața noastră de cele mai multe ori? Tocmai de asta. Pentru că vrem să-l coborâm la nivelul nostru de înțelegere. Și de asta nu trăim, Lucruri care la mintea omului nu s-au suit, pentru că încercăm să-l coborâm pe el la nivelul nostru. Când vom reînvăța ce înseamnă adevărata Evlavie, adevărata reverență, când ne vom dori așa cum și-a dorit Pavel, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, și să mă fac asemenea, cu moartea lui, și nici aici nu e o filozofie. Înseamnă să mor eu în fiecare zi de dragul celorlalți, de dragul lui. Și să mor de dragul lui, știi ce înseamnă? Să te lași schimbată, modelată, transformată. Dragele mele, s-a spus aici despre faptul că trebuie să strălucim, dumneavoastră ați spus. Trebuie să strălucim. Știți că tot ce s-a întâmplat seara asta aici și lucrurile care s-au spus aici, pentru mine au fost o confirmare a faptului că Dumnezeu vrea să spun ce mi-a dat să spun. Foarte mult din ceea ce s-a spus astăzi aici a fost pe inima mea. Și atunci am spus, Doamne, cum zicem noi în radio, tu mi-ai dat cârligele, m-ai atras, hai eu să spun ceea ce mi-ai dat. Și asta m-a motivat să fiu sinceră, deschisă și vulnerabilă în fața dumneavoastră. Voi sunteți lumina lumii. Cum, Doamne, să fim noi lumina lumii? După ce El spune, eu sunt lumina lumii. Și m-a ajutat o ilustrație. Prin mine însă să pot să fiu niciodată lumina lumii. Și nici nu îndrăznesc să mă consider Mă înțelegeți? Nici nu îndrăznesc să mă consider lumina lumii. Dar el spune despre mine, voi sunteți lumina lumii. Și ilustrația cu Moise, care atunci când s-a întâlnit față în față cu Dumnezeu, a strălucit și nu puteau evreii să privească strălucirea de pe fața lui Moise. Dar nouă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mi aduc aminte, textul este 1 Corinten 3 cu 18. Că noi privim față în față și suntem schimbați în același chip cu al Lui. În felul acesta suntem lumina lumii. În felul acesta putem să fim lumina lumii. Dar vedeți? Priviți țintă la căpetenia și nădejdea credinței voastre. Și priviți nu înseamnă să-mi pun ochii, eu știu, pe ce? Pe ceva palpabil, de asta au apărut icoanele, că noi ne-am dorit ceva palpabil. Da? Iarăși l-am coborât pe Dumnezeul necuprins la nivelul nostru. Să privesc la ceva palpabil? Nu. Să privesc la caracterul lui, la modul lui de a fi, la modul lui Hristos de a trăi, la modul de a gândi, să-mi însușesc și în felul acesta să devin ca el. Nu voi putea niciodată să strălucesc decât dacă privesc la el necontenit. Nu azi și două săptămâni nu, nu mâine și doi ani nu, în fiecare zi. Am fost chemată să strălucim și nu oricum, ca o cetate așezată pe stâncă. O cetate care e acolo pentru că e puternică, pentru că e tare, pentru că stă pe stânga, care e Hristos. O cetate pe care o văd toți, nu-și pot feri privirile, n-au cum să nu o vadă, tocmai pentru că e pe stângă. Și ne spune acolo cuvântul că tot așa, să străluciți și voi. Dragele mele, nu lăsați lumea în care trăim să pervertească valoarea care există în voi. Nu lăsați lumea în care trăim să vă spună că statutul social vă dă valoare. Că ceea ce dețineți din punct de vedere material vă dă valoare, că hainele vă fac să străluciți. Nu, omul care sunteți, ceea ce sunteți, ceea ce deveniți în fiecare zi. Cetatea care sunteți și așezată pe stângă. Lumina care sunteți, pentru că știți unde să priviți și de unde să luați resursele. Aceea vă dă valoare. Să nu uitați lucrul acesta și să străluciți în lumea aceasta, fiind nu doar lumină, ci sare, care dă gust, care aduce vindecare și care conservă adevăratele valori. Vă mulțumesc pentru răbdare!